Parte. Bun, haideți să vedem cum arată piciorul lui Rahmani, da? Pentru că pe lângă rezultatul de egalitate, cred că vestea serii și sperietura serii a venit de la Rahmani, da? Iată o poză spectaculoasă cu o poză din prim plan, da? Cu piciorul lui Rahmani. Cum e, Robert? Explică-ne tu puțin, că tu știi, tu le știi pe astea, ce e acolo? A fost călcat cu o demarcare. Lăsați poza mare, regia, vă rog. Lung de linie, a ieșit la margine să intre în posesie, vine apărătorul din spate. Asta calcă. Știm, dar ce e asta? Explică-ne puțin. E la prima vedere, toată lumea speră să fie doar o contuzie. O contuzie care ce înseamnă? Că poate să joace meciul următor? Da, dacă e doar lovitură, nu are nimic, e clar că muscular în zona aia nu poate să fie nimic, să nu e piciorul la care... El a fost accidentat și în campionatul trecut și a stat destul de mult pe bară. N-a mai putut, nu putea după meci să calce în picior și asta a fost și îngrijorarea staffului medical. E o zonă sensibilă, că este aproape de tendonul ahilian, este deasupra gleznei pe maleol. Dar l-am văzut undeva. Că țipa, adică da, l-a prins piciorul în pământ și uite-te și tu, are 10 cm. Păi asta e singura problemă, că eu văd gheață la metatars. Are și a fost călcat și pe degete, pe metatarsieni. Păi acolo mi se pare că ar fi problema mare, că dacă acolo... Deci o accidentare dublă, dacă putem să spunem. Bine, o să încercăm să aflăm pe parcursul emisiunii și cum arată. El astăzi dimineață, la ora 10, va mai face niște... Cum arată accidentarea? N-are nimic. A? N-are nimic. Nu? Deci crezi că va juca etapa viitoare în mod normal? Eu cred că și după ce s-a dus la suporter, că am văzut că s-a dus la suporter și era susținut prea mult, din punctul meu de vedere, fiindcă la cum arată, deci nu este nici măcar o întorsă, întorsă arată altfel, este o lovitură, o contuzie, nu cred că poate să fie nimic osos, fiindcă dacă era osos... La astfel de lovituri poți să faci o fisură sau se poate face o fractură și nu poți să mergi, adică practic nu poți. Dacă imaginile ne dau realitatea la ceea ce s-a întâmplat și cum pășea, există posibilitatea unei probleme osoase. Dar eu nu cred că s-a întâmplat... Deci din experiența ta la ce vezi, se pare că nu e nimic grav, nu? Am avut și eu o grămadă de lovituri de astea și cred că și Robert. În primul rând nu e întors. Se întorsă dacă era pe maleol. S-a umflat piciorul. În al doilea rând nu este ahile. Este lovit în zona între tibie și peroneu, unde imediat, e clar, s-a făcut un hematom, fiindcă se vede culoarea, este sânge acolo, se vede culoarea, dar din punctul meu de vedere... Deci ar trebui să fie vești bune, nu? Este o zonă, adică care chiar să joace etapa viitoare? Cu siguranță, la ceea ce văd, el va juca etapa viitoare. E în regulă. O să aflăm informații după 10, nu face... Ora 10 va merge să facă niște investigații. Problema este, cum spunea și Andrei, la metatarsiene. Că hai să sperăm că nu e, știi cum e. Degete. Hai să fim și noi pozitiv pentru băiat. Da. Adică, dă un colo, n-ar fi chiar așa ghinionist. Da. Știi? Păi, metatarsienele au fost afectate când? Păi la călcătura de seară. Păi da, cum? L-a călcat la spate aici unde are și pe urmă se începe o metatarsiene? Da, îl calcă. În același timp? Da. Îl prinde cu piciorul undeva în pământ și vine pe glezna. Vedem ce se întâmplă.